Victor Ponta nu va susține guvernul lui Ludovic Orban. Șeful pro-România a anunțat după negocieri că preferă să stea mai aproape de PSD decât un guvern liberal. O mișcare care îi dă mari bătăi de cap lui Orban, care acum trebuie să mai scoată de undeva câteva voturi pentru a-și trece guvernul de parlament. Fostul ministru al sănătății, Nicolae Bănicioiu, nu vrea să dea nicio explicație în dosarul colectiv. La 4 ani de la tragedie, fostul ministru a fost citat la parchetul general, însă nu a venit. El ar trebui să explice cum au intervenit autoritățile atât în noaptea de 30 octombrie 2015, cât și modul în care au fost transferați răniții în străinătate. Veste proastă pentru români. De la 1 ianuarie 2020, România s-ar putea confrunta cu o criză serioasă de gaze naturale. Și asta pentru că Rusia a anunțat că sistează livrarea gazelor prin Ucraina, care nu și-a plătit facturile restante către ruși. Descoperire macabră în Marea Britanie. 39 de cadavre au fost găsite într-un camion lângă Londra. Camionul venea din Bulgaria și este posibil să fi trecut și prin România. Ludovic Orban merge mâine în Parlament cu lista de miniștri din cabinetul pe care îl va conduce. Are de strâns voturile pentru învestire. Astăzi însă Victor Ponta a anunțat că nu a căzut la înțelegere cu liderul PNL. Șeful pro-România o ține pe a lui cu un guvern de stânga sau, ca variație, cu alegerile anticipate. Ludovic Orban spune că se aștepta ca Ponta să nu susțină guvernul liberal și că se simte mult mai confortabil fără șeful pro-România pe lângă el. Dacă e să găsească cineva pretexte pentru a nu susține învestirea unui guvern, se pot găsi astfel de pretexte și domnul Ponta știe să argumenteze orice poziționare politică folosind astfel de pretexte. Sincer, nici nu mi-aș dori să guvernez alături de Victor Ponta. Sunt la al 4-lea mandat, n-am votat decât guverne despre care am crezut că au toate datele să reușească. Nu vom vota acest guvern al domnului Orban, PNL, și probabil că și de data asta vom avea dreptate. Cine nu votează guvernul Partidului Național Liberal este de fapt cu PSD și cu Dăncilă. Și se face corespunsabil, pe de o parte, la păstrarea ilegitimă la putere a acestei rămășițe de guvern, care face numai prostii și numai lucruri care dăunează grav interesului general al României. Cristian Băcanu, președinte PNL Sector 5, bună seara! Bună seara! Mâine Ludovic Orban ar trebui să prezinte această formulă, după ce înainte se va întâlni din nou cu președintele Klaus Iohannis. Acum întrebarea e cum stăm cu aritmetica după anunțul făcut de Victor Ponta. Vom vedea. Vom vedea. Eu am încredere că președintele Partidului Național Liberal are capacitatea să obțină maximul de voturi prin negocierile pe care le are, inclusiv cu diversi parlamentari. Nu știu să vă spun, nu am detalii, dar vom vedea. Vă încurcă declarația asta publică a lui Victor Ponta, care pare că a așteptat până în ultima clipă să facă anunțul ăsta ferm, că nu va susține. Pentru că până acum au fost discuții de tipul nu ne-a contactat nimeni, o să vedem, noi am avea niște condiții. La un moment dat că o să facă un anunț după ce va vedea care este poziția tuturor celorlalte partide care au susținut moțiunea de cenzură. Nu e o surpriză, cred, pentru nimeni că domnul Ponta nu are o poziție consistentă, adică la început a votat împotriva guvernului Dăncilă, acum o va susține pe doamna Dăncilă, pentru că dacă nu votează guvernul Orban, e simplu, doamna Dăncilă rămâne în Palatul Victoria ca și prim-ministru. Deci e o chestiune cu care cred că destul de mulți suntem obișnuiți. Din povestea asta cu alegerile anticipate, înțelegeți ceva? Adică mai nou e și teza favorită a lui Victor Ponta că ar trebui alegeri anticipate? N-aș pune prea multă credință pe ce spune domnul Ponta privind alegerile anticipate. Asta trebuie văzut la momentul în care putem chiar avea alegeri anticipate. Evident, acum nu putem avea alegeri anticipate pentru că suntem în ajunul alegerilor prezidențiale. Și vom vedea ce va spune atunci și ce va face atunci, că de la ce spune până la ce face, după cum vedeți lucrurile... Bun, numai că e destul de... e într-un echilibru precar toată numărătoarea asta. După socotelile acestui moment, nu se strâng voturile pentru trecerea acestui guvern. Nici cu cele una, două, trei trădări de la PSD din ultimele zile. Nici cu cooptarea unora care plecaseră cu câteva săptămâni înainte și erau chipurile independenți, neafiliați și, mă rog, au asigurat de susținerea lor, dar chiar și așa, nu iese la numărătoare. Ar mai fi nevoie de câteva voturi.
Vom vedea. Nu multe, până nu 10. Am informații în detalii. Chiar nu sunt în posesia unor informații care să ducă discuția asta într-o zonă constructivă, adică să lămuresc această chestiune, pentru că eu nu sunt nici parlamentar și nu sunt nici implicat în procesul de negociere al votului pentru guvernul Ludovic Orban. Da, cum ziceați ceva mai devreme, Ponta a așteptat ca toată lumea să se poziționeze. Așa a spus-o dumnealui. Bun, am văzut cum s-au poziționat celelalte partide. PMP-ul a fost dezamăgit că nu va primi un minister, dar a cerut un minister special pentru Republica Moldova. USR-ul a avut toată tevatura asta de câteva zile bune în care nu susținea cu condiții, după care, mă rog, a susținut, a dat testele alea din Parlament să vadă ce se întâmplă cu anumite proiecte de legi. Sunt foarte multe condiții cărora trebuie să le răspundă acest cabinet Orban. Ce are de oferit? Păi, în primul rând, știți ce are de oferit? O Românie care să treacă de iarna asta cu un buget, că pe 15 noiembrie trebuie prezentat bugetul și dacă ne aducem aminte, în 2019 bugetul a venit foarte târziu, a venit, de fapt, bugetul pentru 2018 a venit în 2019, o rectificare bugetară care înțeleg că este imperios necesară de la colegii mei care sunt finanțiști, continuarea unor proiecte sau demararea unor proiecte, unor investiții care altfel sunt complet blocate, altfel chiar există riscul ca România să intre în incapacitate de plăți în anumite instituții, pentru că nu mai sunt bani pentru salarii chiar. Deci lucrurile nu sunt deloc roz, nu mai spun că guvernul Dăncilă face acum tot ce poate ca să mai dezechilibreze un pic barca asta în care stăm cu toții, numită România, nu? Adică își asumă niște măsuri care practic n-ar trebui să fie asumate de către un guvern care tocmai a fost demis. Discutăm despre ele imediat, domnule Băcanu, dar vreau să vă mai întreb, în condițiile în care toată lumea a pus atât de multe condiții, pare că toată această lume, toate aceste partide și-au rezervat de fapt dreptul de a critica de pe margine, când le va veni bine, acest viitor guvern. Și USR-ul, care are probleme cu proiectele astea care nu trec, și UDMR-ul, și Ponta, care nici măcar nu o să voteze guvernul ăsta, dar va fi în opoziție alături de PSD și vor face probabil front comun, pentru că nu e așa. Sunt aliniați în multe privințe, Victor Ponta chiar o recunoaște. El vrea să preia din PSD cât mai mult. El vrea să mult. Devină din nou președintele PSD-ului. Adică haideți să fim cinstiți. Și atunci? Probabil că vor exista critici, dar până la urmă... Adică e un guvern minoritar, până la urmă, cu o susținere extrem de șubredă. Este un guvern minoritar, e un lucru asumat. Cineva trebuia să-și asume o răspundere, pentru că, haideți să fim cinstiți, dacă nu venea un partid să-și asume o răspundere, riscam să ajungem în situația în care președintele României nu avea nicio propunere de premier. Ori președintele desemnează un premier în funcție de propunerile care îi sunt lui livrate de către partidele parlamentare la negocieri. Ori în măsura în care nu primea nicio astfel de propunere, ne aducem aminte că a existat un moment în istorie, înainte de în timpul celui al doilea război mondial, dacă nu mă înșeală memoria, când n-a existat niciun partid istoric care să-și asume guvernarea, nu? Și au venit legionarii. Adică lucrurile sunt foarte periculoase. Nu poți să lași România. Să nu facem o paralelă. Nu facem o paralelă, dar asta vă spun. În momentul în care niciun partid parlamentar nu și-a asumat guvernarea, lucrurile sunt periculoase. Adică își închipe cineva că ar fi bine. Haideți să vă dau un exemplu. Cursul de schimb valutar, de pildă. Vedeți că, acum nu știu cum a mai cotat leu astăzi Banca Națională a României, dar ieri ajunsese la un minim al ultimelor 5 luni de zile. Crede cineva că este o coincidență? Românii se uită la rate, la coșul zilnic, nu? La costurile de viață. Și dacă leu se devalorizează în raport cu euro, lucrurile nu vor fi bine, nu? Ne puteți spune cine va face parte din această formulă guvernamentală pe care o va prezenta domnul Orban? Vor fi doar lideri din partid sau vor fi și specialiști cooptați din afara partidului? La asta mă refer, nu la nume neapărat. Există acele informații pe surse la care aveți și acces dumneavoastră, aceleași informații sunt cele la care am acces și eu, tot din presă. Nu am acces încă la informații care să-mi fie furnizate oficial și pe care să le pot comenta. Mâine vom avea un birou politic național și vom avea acolo mai multe informații. Mai mult decât informații pe surse, sunt niște informații publice, de fapt o discuție publică între Dan Barna pe de-o parte și Ludovic Orban pe de altă parte, în care domnul Barna a spus că a cerut deja ca o anumită persoană să nu facă parte din structura
acestui viitor guvern. Nu i-a dat numele, dar din informațiile pe care le avem se referă la un candidat pentru Ministerul Sănătății. Domnul Orban a răspuns, tot așa fără să dea nume, vom ține cont de toate sugestiile. A lăsat de înțeles că și-a însușit această critică. Dar chiar a mai spus mai mult, dacă nu mă înșeală memoria, că acea persoană oricum nu era neapărat în cărți pentru a fi ministru de resort pentru acel minister. Nu era, chiar așa s-a exprimat. Oricum, probabil că nu ar fi fost desemnată ca ministru. Nu știu care este acel minister. Am văzut și eu informațiile pe sursă în presă astăzi. Nu am alte informații, din păcate. Da, era vorba, cum am zis, de Ministerul Sănătății. Pe surse în presă. Asta am văzut și eu. Bun, ne uităm la acele pomeni de care vorbeați ceva mai devreme, pe care le face pe ultima sută de metri. Uitați-vă și noastră că guvernul Dăncilă a scos Ministerul de Finanțe cât? 68 de posturi la concurs acum două zile. Pe urmă, înțeleg că sunt foarte multe posturi scoase la concurs spre a fi ocupate de către Ministerul Agriculturii, direcțiile județene, ANAF. Da. Spunea cineva de 10.000 de posturi scoase peste noapte la concurs. De unde până acum ei stăteau cu oameni numiți acolo prin tot felul de matrapazlâcuri specifice Partidului Social Democrat, iată că acum i-a apucat așa zelul peste noapte. Cum o să răspundeți poveștii astea? Pentru că dacă oamenii ăștia câștigă aceste concursuri, care sunt făcute oricum cea mai mare parte cu dedicație, adică pot participa doar anumite persoane, se califică chipurile la aceste să participe. Făcute așa peste noapte. Ei o să fie bătuți în cuie și o să fie greu de scos de acolo, dacă nu imposibil. Care e soluția? Acum vă răspund ca avocat, că politic n-am o analiză, dar ca avocat vă spun sincer că singura soluție e să anulezi concursul. Și nu e foarte simplu să anulezi un concurs atunci când, sigur, circumstanțele juridice impun o astfel de soluție. Ce poți să faci? Să mai reorganizezi, să restructurezi instituția anumită minister și cu agențiile din subordine? Pot fi găsite, astfel de oameni ăștia să fie dislocați de acolo? Pot fi găsite tot felul de soluții, dar știți cum e? Până la urmă, poate suni care au luat. Adică problema e foarte sensibilă și complexă. Adică mie mi se pare că ce face actualul guvern este de o irresponsabilitate dusă la extrem. Adică să te apuci să-ți bagi joc efectiv de procesul de selecție al personalului din instituțiile publice, fie că sunt ele centrale, fie că sunt deconcentrate, mi se pare, în condițiile care, repet, tu ești un de guvern demis, mi se pare foarte grav, știți? Foarte grav. Adică până acum n-au făcut nimic sau și-au pus numai oamenii lor prin, contracte de muncă sau sub forma unor consilieri care după aceea au trecut. Știți că există o practică. Vine un demnitar PSD, de pildă, și ia un consilier și pe urmă îl trece ca personal contractual în instituția respectivă. Și așa ajunge o secretară care nu știe să facă nicio cafea să lucreze ca știu eu ce specialist prin știu eu ce instituție, unde chiar e nevoie de forță de muncă foarte bine calificată. Dincolo de posturile astea cu dedicație, noi vorbeam și de pomenile în bani, pentru că pe ultima sută de metri guvernul vine cu aceste cadouri care speră PSD-iștii vor conta în campania electorală a Vioricăi Dăncilă, încă 100 de lei la salariul minim și majorarea de la 10 la 25 de miliarde de lei a sumelor pentru finanțarea proiectelor prin Fondul de Dezvoltare și Investiții. Pe care să pierde puterea, PSD-iștii trag sfor să își asigure voturi atât pentru alegerile prezidențiale, deși aici nu au nicio șansă, dar mai ales pentru alegerile locale și parlamentare. Așa că, în dulcele stil clasic, mai aruncă niște pomeni electorale. Una în ochii românilor de rând, cărora le promit încă 100 de lei la salariul minim. Proiect ce a și fost pus în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Muncii și care, dacă este aprobat, majorează salariul minim net de la 1263 de lei la 1363 de lei. Totodată, începând cu 1 ianuarie 2020, pentru personalul încadrat pe funcții pentru care se prevede nivelul de studii superioare, salariul minim net ar putea ajunge la 1563 de lei. Am vrut să o luăm etapizat, să nu creăm nicio disfuncționalitate în cadrul mediului de afaceri, dar să și ridicăm cumva nivelul, să încercăm să diminuăm nivelul sărăciei din România și să diminuăm de asemenea emigrația forței de muncă din România. O altă lovitură pe care vor să o dea PSD-iștii vizează primarii, cărora le promit că majorează sumele pentru finanțarea proiectelor prin Fondul de Dezvoltare și Investiții. Astfel, senatorii și deputații PSD din Comisiile Reunite de Buget și Finanțe ale Parlamentului au majorat de la 10 la 25 de miliarde de lei plafonul pentru fondul de investiții destinat dezvoltării regionale. De fapt, sunt niște bani aruncați în brațele
primarilor și a baronilor locali, în speranța că aceștia se vor mobiliza exemplar pentru campania prezidențială a Vioricăi Dăncilă, dar și în perspectiva alegerilor locale și parlamentare. Bun, cadoul e otrăvit, domnule Băcanu, pentru că ce se va întâmpla după aia? Vine acest guvern și are două variante. Merge mai departe și aplică promisiunea sau anulează, primul ceea ce dă foarte prost. Da, primul lucru pe care trebuie să-l facă un guvern responsabil e să facă o analiză. Mă întreb dacă domnii ăștia, care oricum sunt demiși, au făcut o analiză, nu? Că poți să faci așa o mărire din burtă, nu trebuie o analiză, trebuie o analiză economică. Din punct de vedere fiscal, ce măsuri se impun, care este sarcina asupra bugetului de stat, adică sunt niște lucruri care trebuie analizate, nu au făcut nicio analiză. Pe vremuri, vă spun foarte sincer, exista o infracțiune, se chema subminarea economiei naționale, când te apucai și făceai prostii din astea, iar cineva și te întreba, domnul, ce ați făcut aici? Ați făcut o analiză sau pur și simplu vă bateți joc de economia națională? Eu nu zic că e bună sau rea măsura, spun că nu are niciun fundament în momentul ăsta și că ar trebui ei să-și facă analizele înainte să... Și că în un guvern... Bun, ei nu-și fac analizele, ei fac chestia asta. Cine o decontează până la urmă? Românul o va deconta, cetățeanul român. Ochii se vor duce spre guvern, mă tem. Nu știu ce se va întâmpla, repet, n-am informații de care să stea în spatele unei critici alta decât legală și de legitimitate. Adică ei, din punct de vedere legal, au o problemă pentru că n-au o analiză și n-au nici legitimitate. Iarăși o problemă și din punct de vedere legal. Un ultim lucru, domnule Băcanu, legat de raportul ăsta foarte critic al Uniunii Europene, MCV, pe justiție, constată că această secție specială în mod particular, nu numai că n-a fost desființată, dar a continuat să facă tot felul de anchete care n-aveau niciun obiect în viziunea celor care au făcut acest raport. Care e soluția? Să ne însușim criticile? În ce măsură? Cum? Pentru perioada următoare? Păi, trebuie să ne le însușim. Există și o decizie a Curții Constituționale care spune că rapoartele MCV trebuie însușite, sunt obligatorii. Acum avem și niște întrebări la Curtea de Justiție a Uniunii Europene pe tema asta și vă spun foarte sincer ce concluzii sunt adoptate de către Comisia Europeană nu pot fi ignorate. Și statul de drept e o chestiune extrem de importantă, că nu mai putem juca așa cum a făcut-o PSD-ul. Lucrurile trebuie îndreptate. Iar ceea ce s-a întâmplat la secția specială, să știți că nu e în regulă. Și sunt foarte mulți magistrați care sunt, cum să vă spun, realmente timorați de ce se întâmplă acolo sau de ce se poate întâmpla acolo, pentru că au văzut niște exemple care nu sunt în regulă. PNL-ul susține programul președintelui Iohannis. Da. Ce pârghie are președintele să facă ordine în zona asta? Președintele singur poate să facă ordine în măsura în care se opune pe de-o parte la niște măsuri adoptate de către PSD sau s-a opus, mai bine zis, atacând la Curtea Constituțională în mod constant, în peste 70 de sesizări care au fost și admise de către Curtea Constituțională, făcute de către președintele României pe de-o parte și partidul, împreună cu Partidul Național Liberal, și pe de altă parte, poate împreună cu o majoritate parlamentară și cu un guvern de bună credință, să construiască. Și e un lucru foarte important, pentru că dacă ne uităm la programul președintelui Klaus Iohannis, vedem că acolo se vorbește foarte clar despre construcție în domeniul statului de drept. Și aici vorbim de la, continuarea luptei anticorupție, care acum e un pic blocată, să știți, și reluarea luptei anticorupție, până la corectarea unor legi care sunt prost făcute, unificarea unor legi, transparentizarea unor legi, pentru că sunt legi la care te uiți și efectiv nu înțelegi ce vrea să spună legiuitorul acolo ca profesionist, nu mai zic ca cetățean. Sunt legi foarte complicate și prost scrise. Nu-i vorba de știu eu ce lucruri extrem de alambicate din punct de vedere al tehnicii legislative, nu sunt prost scrise. Și lucrurile astea trebuie corectate. Și vă mai spun un lucru. În momentul ăsta, și e chiar parte din programul președintelui, avem 46.000 de acte normative, 36.000 de hotărâri de guvern și 12.000 de legi adoptate. Sau 14.000 de legi și 32.000 de hotărâri de guvern. Volumul este imens, ele trebuie simplificate, trebuie să mai tăiem din ele. Unele sunt foarte vechi și scoase complet din peisajul actualei societății. Mulțumesc foarte mult, Cristian Băcanu, președinte PNL Sector 5. Continuăm să discutăm despre calculele pe care și le face premierul desemnat pentru trecerea acestui guvern.
Ludovic Orban crede că până la urmă vor ieși socotelile astea pentru a trece guvernul de votul Parlamentului. Asta în pofida faptului că Victor Ponta, așa cum ați văzut, nu-i susține cabinetul. Însă, potrivit cifrelor, un guvern condus de Ludovic Orban nu ar trece în acest moment de Parlament fără voturile celor din Pro-România. Dacă vom avea suficienți parlamentari care să voteze învestirea guvernului, vom avea și quorum. Pe de altă parte, mă îndoiesc că niște formațiuni politice care vor să mai facă politică în România, să mai obțină voturi de la români, ar putea să comită un gest atât de penibil încât să împiedice învestirea guvernului prin boicotarea procedurală sau prin absența de la votul de investitură. Ar fi un comportament imatur, un comportament irresponsabil. Optimismul lui Ludovic Orban nu pare însă susținut de modul în care sunt acum împărțite voturile din Parlament. Astfel, PNL are 96 de voturi, USR 39, UDMR are 30 de parlamentari, AL devine cu 25 de voturi, minoritățile cu 16, iar PMP-ul are 18 parlamentari. Un total de 224 de voturi pentru învestirea guvernului Orban. În tabăra cealaltă, lucrurile stau mai bine. Doar PSD-ul are 201 parlamentari, care însă, după cum a anunțat Viorica Dăncilă, nu vor veni la votul pentru învestire. Iar aici mai adăugăm cele 31 de voturi ale oamenilor lui Ponta, voturi care sigur vor fi împotriva guvernului Orban. Mai rămân de disputat doar cele 7 voturi ale independenților. Însă chiar dacă le-ar câștiga, premierul desemnat tot nu ar putea să își treacă executivul de parlament. Sociologul Alfred Bulea e alături de noi. Bună seara, domnule profesor. Ne uităm la ce s-a întâmplat astăzi. Surpriză, anunțul ăsta lui Victor Ponta, sau a fost un calcul de la bun început? Stăm până în ultima secundă, după care aruncăm bomba asta, că de fapt nu susține guvernul. Domnul Ponta vrea să fie în continuare un jucător și cumva a ieșit la rampă în acest moment. Sigur că jocul este de așa natură încât probabil că unii doresc trântirea primului guvern, adică a domnului Orban, care, sigur, taie dintr-un gen de entuziasm al PNL-ului, că ar fi un succes evident, și, sigur, domnul Orban își joacă oarecum soarta politică, pentru că nu e chiar bine să pici cu totul, adică să, cum să zic, să fii cât paci prim-ministru. Nu știu, n-aș fi sigur că nu trece guvernul, pentru că, mă rog, bănuiesc că domnul Orban la rândul lui a negociat și cu oameni după la PSD. Și sigur, poate chiar și cu oameni de la Pro-România. Cine chiar știe? De la Pro-România, da. Deci e o discuție acum dacă... Sigur, pe de altă parte, Pro-România nu avea prea multe variante, pentru că ei vor, au și spus tot timpul că ei sunt alături în coaliția mare de răsturnare a guvernului ca să fie el. Adică ca să fie un partid de stânga și, practic, să arate forța pe care o are și în felul ăsta să șuprezească PSD-ul. El poate merge în această variantă, însă, până în pânzele albe, pentru că, până la urmă, se consolidează PSD-ul și îl rămâne singur el cu aceeași număr de oameni și chiar mai puțini. Deci, jocul de la amândoi, și la Ponta și la Orban, e cam la cacealma, adică e ca la un joc de poker în care fiecare arată că e mai mușculos decât este. Dar dacă există și varianta win-win, câștigătoare pentru ambele părți, și anume, domnul Orban cu niște voturi de împrumut de astea de conjunctură, vreo 2 poate de la Pro-România, încă vreo 3 pe ultima 100 de metri la PSD, își trece acest guvern, obține ce vrea, dar și Victor Ponta obține ce vrea, și anume ceea ce clamează el în spațiu public, că se opune acestui guvern, că poate să stea liniștit să facă opoziție de pe margine. Da, dar e destul de riscant, pentru că se sugerează că fără poziția lui s-a câștigat. Nu, câștigă, da. Adică PNL-ul își face guvern fără poziția Pro-România și tocmai de-aia Pro-România nu prea e bine pentru lider. Adică, e cum am zis eu, că altfel e cam aiurea. Pe de altă parte, sigur că e vorba procedural de 2 momente, pentru că automat Klaus Iohannis începe iarăși negocieri și desemnează un nou prim-ministru. Pe cine vrea el, fie vorba între noi. Probabil din nou pe domnul Orban. Asta poate fi o variantă. A doua oară nu se mai pune problema așa. O să vină chiar domnul Ponta și o să zică pentru țărișoara noastră, nu putem să aruncăm în criză această țară,
avem nevoie obligatoriu de un guvern și trecem de la noi. Și iese și domnul, atunci iese chiar bine domnul Ponta că, cum să zic, a prântit un guvern, dar arată că e important. Sigur, acum întrebarea este dacă Klaus Iohannis nominalizează tot pe domnul Orban, că ne putem aștepta și la alte surprize. Din punctul meu de vedere, este clar că a doua variantă, oricare ar fi ea, ar putea să treacă. Dar, atenție, până la vot, mai există timp de negociere. E o întreagă discuție. Să ne înțelegem că dacă domnul Ponta iese cu o zi înainte de vot, da? În dimineața aia și ne zice am obținut de la domnul Orban garanția că habar n-am ce, atunci asigur că dacă obține un lucru foarte important, public, în spațiu public să fie considerat important, atunci nu e chiar atât de rău și iese și ca domnul Orban. Dar, repet, domnul Orban intră în această ecuație pentru că imaginea publică și dacă trece la un vot sau două, imaginea este a șuprezeniei construcției. Da, dacă e a negociatorului Amil care a reușit să smulgă în ciuda tuturor contestațiilor. Care știm, atenție, pentru că noi știm că, de fapt, moțiunea de cenzură a crescut ca forță și a trecut datorită lui Orban. Adică Orban a instrumentat toate relațiile. Că toți au ieșit fără noi, nu, da, ok, dar Orban a fost capul principal și sigur și domnul, atenție, și domnul Ponta prin manevra cu ALDE, că altfel nici nu se punea problema dacă nu exista ALDE în ecuație. Deci lucrurile sunt mult mai complicate dacă vrem, dar sigur joacă tare, fiecare joacă cartea, pentru că domnul Ponta la urma urmei joacă o carte extrem de importantă. Dacă guvernul rezistă într-o formă sau alta, și el rămâne mic. Adică el are nevoie de o reformă serioasă la Pe de altă parte, PSD. Dacă rămâne în opoziție cu PSD-ul și PSD-ul știm că face bine în opoziție chestia asta, se reconstruiește, s-ar putea nu să ia așa. Fața. Nu e chiar așa? Nu e chiar așa, pentru că situația e mai tristă decât credeți pentru toată lumea. 1. Câștigă Klaus Iohannis. Nu e o mare victorie. De ce? Psihologic toți știm că va câștiga Klaus Iohannis. Deci nicio surpriză, adică exact cum te duci la un meci unde știi că este 3-1 pentru ai noștri. Nu mor de emoție, nici nu ai, adică nici nu zici că e o mare victorie, că nu e o mare victorie când știu că trebuie să-i bat pe aia. Da. Nu, dacă joacă Naționala cu nu știu cu cine dracu să mai jucăm acum, că cam toată lumea ne poate bate, dar la habar n-am, nu știu, la un sport la care putem să învingem, Naționala de gimnastică, da, bate pe ăia din Nepal. Hai, două dracu, nu că n-o fi. Deci, mă rog, da, okay, da, mă rog, adică cu aia din Nepal o fi. Da. Da, adică nu poți să zici că e o bucurie, da? Pe de altă parte, gândiți-vă că așa cum stau lucrurile, USR-ul pare că nu știe să managereze situația în care se află. Domnul Barna, din candidat important, tinde să ocupe doar locul 3 și atunci se întâmplă o chestie foarte ciudată. Vă dau un scenariu simplu. 1. Doamna Dăncilă, dacă intră în turul 2, vă dați seama că în turul 2 va avea procente mai multe decât partidul. Logic, că urăsc destui în țara asta pe Iohannis. 30 ceva. Va fi mai mult? Va fi greu să fie vreo reformă în PSD? Pentru că femeia zice, băi copii, mă iertați, ia uite-te. Da? Totuși am câștigat. Tocmai pentru că nu sunt speranțe. Ei n-au speranțe să intre în turul 2, deci din capul locului e greu să faci vreo reformă. Nu se va schimba mare brânză în PSD. USR-ul va avea o problemă. Păi dacă domnul Barna nu ia cât partidul, ce credeți că se întâmplă în partidul ăla? Dacă el ia un scor mai mic, de aia 20 și ceva la sută pe care a luat la europarlamentare, e mare furtună. S-ar putea să destul de prost toată lumea. Orban, PNL-ul, ce credem? Și tu ca jurnalist de atâția ani, ce crezi că se întâmplă un an de zile cu PNL-ul singur, să zicem că s-ar putea să nu dorească nimeni să-i dea jos de acolo, un an de zile în care absolut toată lumea te face în toate felurile. Nu uitați, sunt campanii electorale, nimeni nu are chef foarte mult de... Adică structura care era de succes era o anumită coaliție când se răspundea, cum să zic, se distribuia un pic acest cost. Așa și ia domnul Orban și intuiția mea este că și la PNL este o groază care vor fi printre criticii domnului Orban, că acolo nu e disciplină ca la alții, e la liber. Deci situația nu prea, poate să fie foarte neplăcută pentru toată lumea. Poate să mai schimbe ceva după prezidențiale. Doamna Dăncilă, îi vedem declarația chiar acum,
pune lucrurile în perspectiva dumneiei. Sunt convinsă că contracandidatul meu, lăsați la o parte cacofonia, este Klaus Iohannis și sunt singurul contracandidat care contează în această luptă. Adică, vezi, doamne, ea e candidatul principal și e oponent Klaus Iohannis. Nu vreau să credeți că sunt arogantă, zice doamna Dăncilă, dar uitați-vă la toți ceilalți cum au răspuns ordinului dat de Iohannis pentru demiterea acestui guvern. Are succes doamna Dăncilă în a se proiecta ca adevăratul oponent, candidatul alfa? Nu se pune problema. E o chestie de manual. Evident, ea a fost acuzată în partid. Evident că tu trebuie să te dai câștigător și când ai 2%, adică trebuie să sugerezi că vei câștiga, că altfel e destul de aiure, adică e, apropo de fotbal, dacă mergi cu, vrem să facem o figură frumoasă, vei face o figură, altceva nu vei face, adică trebuie să spui ca în orice competiție, dar mai ales în politică, că vei câștiga. Din acest punct de vedere, PSD-ul n-a putut niciodată să strângă mult peste cota partidului. Mă refer la turul 1, că la turul 2 se împarte lumea în două. Ori, din acest punct de vedere, are această tristețe pentru că votantul PSD loial va vota, el votează cu oricine, pretenții foarte mari și va vota și doamna Dăncilă. Că stătea mult mai prost decât partidul, am zis acum o lună, două, trei, în permanență am spus, și Joana stătea aproape la jumătatea cotei partidului, că nu-l vreau neapărat pe Joana, dar a luat chiar procente peste partid. Sigur nu fac comparația între domnul Joana și doamna Dăncilă, dar poate că a reușit să-i facă irelevanți pe ceilalți. Acum PSD-ul are 20% și ceva la sută, nu are mai mult, aici e problema lor. Bun, dar Barna a părut ezitant și acum iată, și doamna Dăncilă zice... Barna are o problemă serioasă de comunicare. Diaconul care putea fi un pericol nu se mai pune pentru că doamna Dăncilă e pe poziții, se mergea pe ideea că înlocuiește diaconul și pentru PSD. Că ea niște procente nu înlocuiește. Deci sunt tranșate lucrurile. De principiu, în orice campanie electorală sunt niște legi ale lor. Da, există o distribuție mai largă la începutul campaniei sau în precampanie, pentru că lumea este relativ generoasă. Cu cât te apropii de momentul campaniei, principalii competitori strâng voturile, iar relații care contau aparent la început scad și au tot mai puține voturi. Asta se întâmplă la toate alegerile. Adică e oarecum normal. Problema domnului Barna, foarte pe scurt, este aceea că dacă vrei să joci în Liga Mare, nu ți ajunge internetul. E că nu merge doar cu strategia pe care ai avut-o pentru un anumit public, pentru că vrei să te voteze mult mai mulți. Iar domnul Barna are un ghinion. Dacă la doamna Dăncilă ne-am obișnuit cu agramatismele, e bare mămică de treabă. Adică, mă rog, uman, deci nu e... La domnul Barna ne așteptăm să aibă o anumită performanță în comunicare, pe care el nu are, adică nici n-a făcut prea multă muncă în chestia asta. Și atunci și asigur că n-a trecut foarte repede ecranul, nu trece nici acum, cine știe ce. Tu ca jurnalist știi foarte bine că stai așa și ce dracu știri să facă, adică cum să, nu știu, replicile alea care să fie acide, să iasă în evidență. S-a remarcat, domnul Barna, printr-o replică, asta cu nu e în mandatul USR să scoată țara din criză. Bun, și prea bine mi-a făcut, se pare. Okay. Da. Dar dacă tu îl chem pe Băsescu la telefon, în 10 minute îți dă cel puțin 3 replici care pot fi date, pot fi văzute, da, pe care vrea lumea să le audă. Ori e o problemă. Nu sunt pregătiți, din păcate, la nivelul la care puteau, avea o șansă uriașă. Scandalul ăsta cu Tarom e de natură să influențeze în vreun fel campania, pentru că deja au început audierile la DNA, deja ministrul Cook e suspectat de-a binelea că a dat ordinul ăsta și va fi vineri prezent acolo în fața procurorilor, deja se audiază piloți, e foarte gravă povestea asta și dacă se probează jumătate din cele spuse de doamna Mezei, că s-a dat ordinul ăsta sau că ministrul, un om politic, a încercat să se amestece în calendarul zborurilor de la Tarom ca să n-ajungă la timp niște politicieni să participe. Și dacă nu era în scop politic, tot e grav că un ministru și-a băgat nasul în listele de pasageri și avea discuții noaptea pe stradă despre cum zboară avioanele cu politicieni și cu pasageri în România. Efectele doar al informațiilor sunt spre zero. În România, în ultimii 30 de ani, au fost multe informații, chiar mult mai dure decât astea. Acum sunt două chestiuni. Unu, lumea suspectează că mulți din clasa politică, din toate partidele, sunt bărfași. Adică asta e o imagine publică, nu-i vede lumea. Păi și că avem confirmarea, nu ne mai atinge, da, ziceți? Confirmările nu, cum să zic, nu,
oarecum mă aștept, știu, nu e atât 2019, de domnule profesor, adică nu mai e 94, să zici că un dictator ieșit din comunism se amestecă în tot felul de... Auzi, șocat dacă cineva zice, uite, Miss România are 19 ani, de ce să fii șocat? Dar dacă zice că are 53 de ani și și-a făcut operație, atunci e șocat, adică când nu te aștepți e șocat. Ori, lumea e șocată. A, unde se poate întâmpla un efect, da, care a existat întotdeauna. Când e cu cătușe, adică când instituțiile statului, în care lumea crede, justiție, tribunale, mă rog, în sensul că dacă nu crezi în cele, oricum mai au plecat care nu mai crezi oricum în ele, nu? Atunci, sigur, e un efect. Doar că se discută, nu e mare brânză, pentru că, repet, mă așteptam să facă potlogărică. La urmă, e folclorul local, e presă, dacă vorbești cu oamenii... Dar numai că ministrul al cabinetului Dăncilă se leagă și de doamna Dăncilă, care a avut grijă ieri, de exemplu, să se disocieze, să spună, sunt nu știu eu ce face el acolo, nu mă legați pe mine de povestea asta. Experiență când se vorbește de așa ceva, pleacă din birou. Păi asta adică, zic, deci în momentul în care... Deci, da. Sunt convins că nu... Nu suspectez pe doamna Dăncilă, chiar pare gospodină. Nu, dar a simțit pericolul, a zis, nu vreau să mă legați pe mine de povestea asta, e pe cum propriu domnul Cuc ce a făcut ei treaba. De altfel, că nici nu au existat foarte multe scandaluri, sau cred că nu au existat deloc scandaluri vis-a-vis de corupție la nivelul doamnei Dăncilă, ea are alte probleme de imagine. Dar și, cum să zic, nu asta e problema, PSD-ul este într-o fază în care și-a epuizat niște resurse și are nevoie de o restructurare. Nu contează că sunt buni sau proști oamenii. Când și când ai nevoie de o restructurare. Dau mereu exemplu cu fotbal, că e ca la fotbal. Ce se întâmplă când o echipă merge prost? Așteptăm așa să vedem, poate și revine? Nu, schimb trei jucători, schimb antrenorul, chiar dacă e bun, adică, atenție, tocmai pentru că doar așa se relansează lucrurile. Asta e marea lor problemă, că au toate șansele să nu relanseze nimic. Aș vrea să mai vorbim despre un subiect al zilei, pentru care legătură cu tragedia de la Colectiv. Fostul ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu, citat azi pentru prima dată la parchet ca să dea explicații în acest dosar, la aproape 4 ani de la tragedie, a anunțat că nu se prezintă din motive personale. Bănicioiu ar putea fi adus la audieri totuși cu mandat. Colectiv a făcut 64 de victime, iar a 65-a, un supraviețuitor, și-a pus capăt zilelor de durere. În plângerea penală depusă la parchetul general în 2016, rudele victimelor i-au acuzat pe cei aflați în funcții la momentul tragediei de crimă, abuz în serviciu, trafic de influență, omor cu intenție indirectă și inacțiune. În acest moment, toate lucrurile au fost sub control, inclusiv cele de consumabile și medicare. Toate fondurile și toate cheltuielile au fost asigurate. Deci, în momentul de față, ne descurcăm. Există tot ceea ce trebuie. Nu a fost așa. Multora dintre supraviețuitori, întârzierea transferului în afara țării l-a fost fatală. Rămași fără lacrimi, părinții care și-au pierdut copiii speră totuși să apuce ziua în care vinovații vor fi pedepsiți. Este un criminal. Decizia lui din acea vreme a ucis. Nu unul, ci mai mulți. Din cei 37 decedați în spitale, cel puțin 20 ar fi putut fi salvați. Refuzul lui Bănicioiu de a explica ce s-a întâmplat a generat reacții în lanț din partea familiilor victimelor care cer ca să fie adus cu mandat în fața procurorilor. Din motive personale, nu poate veni. Ok, am solicitat atunci să fie adus cu mandat de aducere, ca așa zice legea. Păi asta rămâne să se... Am însă garanția că se va... prezentat sau va fi adus. Cineva trebuie să răspundă și nu doi pompieri și trei artificieri. Dosarul de la parchetul general a fost deschis în urmă cu 3 ani după ce familiile și prietenii victimelor din clubul Colectiv au acuzat autoritățile care au coordonat intervenția de neglijență și ucidere din culpă. Primul care a dat explicații în fața procurorilor a fost secretarul de stat Raed Arafat în calitate de martor. Pe lista celor considerați responsabili apar și managerii spitalelor care au preluat răniții. Deocamdată nimeni nu a fost pus sub acuzare. Lăsăm la o parte, domnule profesor, că au trecut 4 ani și unii dintre acești oameni vin prima oară să dea explicații la parchet, dar nici măcar nu vin toți. Domnul Bănicioiu, caz particular, ministrul al Sănătății, omul cheie în povestea asta cu tratarea răniților, n-ar trebui să fie aici să dea explicații?
Da, sigur că ar trebui să dea explicații. Acum că au trecut 4 ani, ce au trecut așa mult, nici cu Revoluția, nu știu, după 30 de ani, cu mineriadele, cu zeci de, cum să zic, evenimente traumatizante, cu morți, cu, cum să zic, pagube uriașe, nu a caracterizat niciodată societatea românească acest gen de presiune să rezolvăm lucrurile. Anchete puteau să fie făcute de atunci, din momentul al doilea. De fapt, toate datele existau atunci. Nu există nici măcar o dezbatere vis-a-vis de ce a făcut domnul Bărincioiu, că din punctul meu de vedere e o discuție și legată de actul în sine. Acum o să devină popular, dar în momentul în care urgența trebuie asigurată, sănătate, imediat, fără probleme. Tratamentul, inclusiv cu rude, care mă iertați, mă iertați și mie țara din Occident, care dă bani publici pentru cineva care nu e asigurat. Pentru altceva decât urgență. Nu mă refer la urgența, da, din momentul respectiv. Era o situație de urgență și era și situația în care, da, oamenii tratamentul ăștia, de luni de zile oamenilor și de acestora de zile li se promitea că pot fi tratați în țară. După care, ce să vezi, după câteva zile s-a schimbat optica. Trebuie să ducem o parte, dar ce parte, pe cine? În afara unor proceduri, mm-hmm, și unor reguli și unor legi care existau, care nu au fost după ureche, facem cum vrem noi. Să știți că trebuie să înțelegem că într-o lume civilizată există niște costuri. Noi suntem, cum să zic, bradul de Crăciun în această țară. Și pentru chestia asta ar putea să fie, să, ar trebui să răspundă, pentru că a luat o decizie pe bani publici în numele tuturor. Da. Că nu, dacă era pe banii lui, nu ne interesa. Vom vedea dacă va fi adus cu mandat. Mulțumesc foarte mult, domnule profesor. Vorbim imediat despre o descoperire macabră din Marea Britanie. 39 de cadavre au fost găsite într-un camion care venea din Bulgaria și e foarte probabil să fi trecut și prin România. Despre ce e vorba, vă spun când revenim. Rămâneți cu noi. De la 1 ianuarie 2020, România s-ar putea confrunta cu o criză serioasă de gaze naturale și asta pentru că Rusia a anunțat că sistează livrarea gazelor prin Ucraina, care nu și-a plătit facturile restante către ruși. În mod normal ar mai fi o variantă pentru a aduce gaze în țară prin Turcia și Bulgaria, însă aici tranzitul este blocat din cauza vecinilor de la sud de Dunăre. Cât despre gazele deja înmagazinate, România nu se poate baza pe ele sau doar pe ele în cazul unei ierni geroase. Descoperire macabră în comitatul britanic Essex, 39 de cadavre au fost găsite într-un camion într-o zonă industrială aflată la est de Londra. Camionul venea din Bulgaria și este posibil să fi trecut și prin România. Polițiștii britanici au fost alertați în jurul orei 1:40, ora locală, de către cei de la ambulanță, după ce aceștia au găsit 39 de cadavre într-un camion parcat într-o zonă industrială. Potrivit The Independent, cele 39 de cadavre, 38 de adulți și un adolescent, au fost găsite într-un container din camionul care a venit din Bulgaria și a intrat pe teritoriul britanic pe 19 octombrie, prin punctul Vamal Holyhead, un port situat pe coasta de est a Angliei. At this stage we have not identified where the victims are from or their identities, and we anticipate this could be a lengthy process. This is an absolute tragedy and very sad day for Essex Peace. Un nord-irlandez în vârstă de 25 de ani, șoferul camionului, a fost arestat în acest caz sub acuzația de crimă și se află în custodia poliției. Poliția a instituit un cordon de securitate în perimetrul unde a fost făcută descoperirea macabră. E un incident tragic, un număr atât de mare de oameni pierzându-și viața. Am demarat o anchetă pentru a stabili ce s-a întâmplat. În acest moment procedăm la identificarea victimelor, dar cred că va fi un proces destul de lung. Potrivit presei britanice, din primele informații se pare că victimele ar fi refugiați. O anchetă penală a fost deschisă în acest caz. Rusia a trimis trupe la granița dintre Turcia și Siria, potrivit acordului încheiat între președinții Vladimir Putin și Tayyip Recep Erdogan, în vederea înlăturării trupelor kurde din zonă. Conform acestui acord, considerat istoric, luptătorii curzi au la dispoziție mai puțin de o săptămână pentru a se depărta cu 30 de kilometri de graniță. Președintele american Donald Trump a reacționat pe Twitter, ca de obicei, declarând că situația actuală de la graniță este un real succes. Potrivit acordului dintre Rusia și Turcia, sunt vizate în special sectoarele din nord-estul Siriei, în care unitățile de apărare a poporului sunt prezente, dar unde ofensiva turcă nu a ajuns înainte ca atacul să fie suspendat de Erdogan. Acordul mai prevede că rușii și turcii vor patrula în această zonă, iar Turcia va păstra controlul asupra unei alte regiuni din nord-est, unde deja armata sa este prezentă, pe o lungime de 120 de kilometri, asupra căreia a preluat controlul încă din 9 octombrie, data declanșării ofensivei împotriva curzilor.
Suspendarea ofensivei turce împotriva forțelor kurde a survenit după ce acestea s-au retras din zonele de frontieră, iar Turcia nu mai are nevoie să conducă o nouă operațiune, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării de la Ankara. Președintele american Donald Trump a salutat operațiunea rușilor printr-o declarație pe Twitter, canalul său de comunicare preferat. Un mare succes la granița dintre Turcia și Siria. Zona sigură a fost creată. Acordul de încetare a focului a ținut și misiunile s-au terminat. Curzii sunt în siguranță și au lucrat foarte frumos cu noi. Anterior, Trump, în stilul său caracteristic, șocase printr-o declarație făcută în timpul unui meeting la Dallas, Texas, comparând luptele armate dintre turci și curzi cu o încăierare între băiețandri. Nu a fost ceva convențional ceea ce am făcut. Am spus, au nevoie să se bată puțin. Uneori trebuie să-i lași să se bată o perioadă. Apoi oamenii află cât de greu este să te lupți. Uneori trebuie să-i lași să se bată. Ca niște copii. Trebuie lăsați să se încaiere puțin și apoi despărțiți. Inundații devastatoare în Spania. Cea mai afectată zonă este Catalonia, unde un bărbat a fost găsit mort, iar alte două persoane sunt date dispărute după ce apele au măturat totul în calea lor. Inundațiile au făcut prăpăd în apropiere de Barcelona. Corpul neînsuflețit al unui bărbat dat dispărut a fost descoperit pe o plajă la 40 de kilometri nord de Barcelona. Pompierii au anunțat la rândul lor că se află în căutarea a două persoane, cel mai probabil luate de viituri. Ploile torențiale s-au abătut asupra Cataloniei în timpul nopții de marți spre miercuri, iar inundațiile și alunecările de teren au provocat întreruperea circulației pe 40 de drumuri, precum și pe mai multe rute feroviare, iar aproape 25.000 de locuințe au rămas fără electricitate. În luna septembrie, ploile torențiale au provocat inundații devastatoare, în urma cărora 7 oameni au murit în sud-estul țării. În 2018, inundațiile din insula Mallorca, în arhipelagul Baleare, au făcut 13 victime. Dosar de politician cu Silviu Mănăsire imediat. Rămâneți cu noi! La noapte, în cea mai mare parte a Moldovei, în Dobrogea și în jumătatea estică a Munteniei, se va forma ceața, iar izolat vor fi condiții de burniță. În celelalte regiuni, cerul va fi mai mult senin și numai pe ariile strânse, în băi și depresiuni, spre dimineață va fi ceață. Vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări în sudul Banatului. Temperaturile minime vor fi cu între 2 și 14 grade, mai coborâte în depresiunile Carpaților Orientali, unde vor coborâ spre minus 1 grad, dar și mai ridicate în dealurile de vest, unde se vor situa între 16 și 18 grade Celsius. În capitală, la noapte, minima va fi de 9 grade Celsius. Mâine, în estul Munteniei, Dobrogea și în zonele joase din Moldova, în cea mai mare parte a intervalului, va fi ceață și izolat burniță. În celelalte regiuni, vremea va fi în continuare deosebit de caldă și predominant frumoasă, cu cerul mai mult senin, iar ceața se va semnala în orele dimineții pe ariile strânse, pe băi și în depresiuni. Vântul va sufla slab până la moderat, trecător cu unele intensificări în sudul Banatului. Temperaturile maxime se vor încadra între 13-14 grade în Moldova și vor urca până la 29 de grade în Banat și sud-vestul Transilvaniei. Cel mai rece va fi în depresiunile Carpaților Orientali, unde temperaturile vor coborî până la limita înghețului. În capitală, mâine, maxima va fi de 22 de grade Celsius.